Asociația Club Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu abia ce s-a înființat pe 5 iunie, însă la nici 6 luni de atunci au apărut problemele destul de grave, din câte se pare. În urma unui control inopinat al primăriei s-au descoperit nereguli grave în evidențele contabile ale clubului, în sensul că nu sunt justificate cele 2 miliarde de lei primite de la Consiliul Local în urmă cu 5 luni. Este și motivul pentru care în cea mai recentă ședință ordinară a Consiliului Local s-a amânat acordarea unui nou sprijin cu aceeași valoare, 2 miliarde de lei. În condiții în care ai la un antrenor, ai 30 milioane, 20 milioane, ai o structură de peste 20 și ceva de persoane, ai fond de salarii pe lună, numai fără să dai la Sportiv nimic, de circa 350 de milioane. Deci eu zic că și aici ar trebui restructurată întreaga gândire vis-a-vis de costuri. Pentru a stabili clar care a fost destinația reală a banilor cheltuiți de Clubul Sportiv Dunărea Giurgiu, asociația va fi supusă unui control amănunțit al documentelor pentru eventuala recuperare a prejudiciului, dar și pentru tragerea la răspundere a celor care au cheltuit ineficient fondurile alocate. Asociația Club Sportiv Dunărea Giurgiu are în componență 5 secții sportive care totalizează 260 de sportivi.